Nu mi este rușine deloc să recunosc că mergeam la unele festivaluri și nu aveam bani de pâine. Deci nu știu dacă sunt oameni care au trecut prin așa ceva, să nu ai bani de pâine, dar părinții să-ți dea bani, ultimii bani, ca adică sau dar alteori luam bani împrumut, să merg la un festival cu gândul că nu știu dacă câștig sau nu câștig, Trebuie să te duci să plătești drumul, să, cazare primei și mâncare, dar să plătești drumul. Și drumul ăla, indiferent cât costa, erau niște bani. Era un sacrificiu da, era. enorm. Era un sacrificiu enorm. Eu mai am încă doi frați și vă dați seama, o familie cu trei copii, e greu să. să na și eu chelteam mulți bani, că până la urmă trebuie, deplasări, piese, texte, linii melodice, studio, să faci un videoclip, toate sunt costisitoare. Și omul, când vede ce, a, las că mergi la anunț sau mergi nu știu la spectacole și câștigi bani, nu e chiar așa, pentru că în spate sunt ani de muncă și o grămadă de, și de bani investiți. Da, acum este frumos, zice, a, ce bine, ce... dar... nimeni nu știe ce e în spate. Nimeni nu știe ce e în spate sau prin ce am trecut sau prin ce au trecut părinții sau familia sau... Și acum ce spune mama ta când stai tu așa de vorbă cu ea, păi... văzându-te unde ai ajuns? Păi tu ce crezi că ar spune mama? Păi nu, și ea spune tu. <laughs> da, înseamnă seama că sunt foarte mândri și, și mama și tata și frații și bunicii, toată lumea Îți dai seama că sunt, sunt mândri de, de ceea ce fac și de ceea ce am făcut până acum, și de ceea ce voi face în continuare, pentru că mai sunt multe de făcut. dar văd că, cum să spun, tot ce au investit atunci, pe vremea aceea, în tine și în tot ce însemn tu astăzi, a meritat 120%. Da, 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 și le mulțumesc pe această cale.